Azi am pregătit o delicioasă maioneză 100% naturală, cremoasă și gustoasă, perfectă pentru toate preparatele tale. Noi am servit-o alături de un delicios trandafir din salam și desigur am mai făcut din ea și o delicioasă salată de vinete. După cum vedeți, într-un bol am pus un gălbenuș crud. Adaug un gălbenuș fiert, l-am fiert aproximativ 5 minute, îl pasez cu 200 linguri de lemn. Omogenizez foarte, foarte bine. Adaug o linguriță de muștar, omogenizez din nou. Și adaug treptat, treptat un fir subțire de ulei. Important este să omogenizăm foarte, foarte bine ca compoziția noastră să se lege. După cum vedeți, deja este frumoasă, strălucitoare. Mai adaug un pic de ulei și omogenizez din nou. Dați deja compoziția noastră a căpătat o formă. Acum adaug și puțin oțet. Cine dorește poate să adauge un strop de lămâie. Compoziția, după cum vedeți, s-a deschis la culoare, da? Mai adaug un pic de ulei, omogenizez din nou. Și uitați deja, maioneza noastră a prins contur. După cum vedeți, arată foarte, foarte bine. Maioneza noastră este gata. Depinde acum cât de multă maioneză doriți să folosiți. Din moment ce astăzi voi prepara cu această delicioasă maioneză două preparate, desigur am făcut mai multe maioneză. Uitați deja și am pus-o într-un bol, am ornat-o cu boia și cu pătrunjel. Arată foarte, foarte bine. Noi o vom servi alături de un delicios trandafir făcut din salam, un aperitiv grozav, rapid și ușor. Aveți rețeta în linkul de mai jos. În continuare, cu restul de maioneză care ne-a rămas, preparam salata de vinete. Am avut salata de vinete, am avut vinete în congelator. Am decongelat vinetele, punem în maioneză. Așa. După aceea, după ce am pus toată compoziția de vinete, să punem puțină sare și omogenizăm. Cheia este să omogenizăm foarte, foarte bine. După aceea, printr-o răzătoare, rat puțină ceapă pentru a da un plus de savoare și tărie, na? Deliciosei noastre salate de vinete. Omogenizăm din nou puțin și adaug un strop de bulion făcut în casă pentru un plus de culoare, da? Va fi mult mai gustoasă, deliciosa noastră salată de vinete. Salata noastră de vinete este gata, după cum vedeți, arată foarte, foarte bine. Deja și-am pus în boluri deliciosele noastre preparate. Deci avem trei preparate astăzi. Avem delicioasa noastră salată de vinete, superbul nostru trandafir și, desigur, maioneza noastră. Poftă bună!